Salutare, prieteni! Sunt Viorini din California, Vio Vintilă. Îl avem alături de noi pe Alex Mărmureanu, doctorul de inim de la Hollywood, cu care am avut plăcerea să fac un interviu în Formula Asta acum câțiva ani. Doctorul de inim de la Hollywood este acum în direct. Alex, mă auzi? Te aud foarte bine! Ce fac? La toată lumea din, cum se numește, din emisiunea ta. La toți ascultători. Spune-mi, Alex, ce faci tu? Ce mai faci tu? Auzi, în primul rând, sunt foarte bine. Mă rog, cu muncă multă, COVID-19, bineînțeles. Da. Cazuri urgente, cazuri elective, cum se numesc, adică cazuri care trebuie normal. Plus viața de zi cu zi în Los Angeles și în Hollywood și, bineînțeles, că românii încercăm să facem un pic de sport, tenis, ski și curse de mașini. Deci, mulțumesc de întrebare, sunt foarte bun. Pentru cei care nu te cunosc, Alex Mărmureanu. Alex Mărmureanu, originar din Craiova, unde ai făcut școala de medicină. Apoi tu ai ajuns în America în 1990 cu gândul să practici medicina la cel mai înalt nivel. Ce a urmat după 1990, Alex, pentru cei care nu-ți cunosc cariera și activitatea, dacă vrei să ne spui puțin? În primul rând, mulțumesc de introducere. Eu sunt de loc din Băile Gobora. Deci părinții mei erau doctori la Băile Gobora. Am crescut la Băile Gobora. Am jucat tenis la Băile Gobora, ski în Oltenia, la Sibiu, la Poiana Brașov, la Sinaia și, cum ai spus tu corect, am fost la școala de medicină la Craiova. Deci facultatea de Craiova din facultatea de medicină, de fapt din Craiova. Am terminat la Craiova, am făcut repartiție la Târgu Mureș. În 1990 m-am mutat în America. Deci, fapt, m-am mutat la New York. Mi-am luat diferențele, cum se numește, deci se numește USMLE. Studiile de echivalare, da. Exact, exact. Și după aia am muncit foarte mult, am avut note bune, dar vreau să dau credite la școala de medicină. Asta vreau, scuză-mă că te întrerup, că tot timpul tu ai spus despre școala din Craiova de medicină, că a fost temelia ta care te-a lansat, o școală extraordinară. Deci școala românească este o școală bună de medicină, nu? Foarte, foarte bună, foarte buni profesori. Știi cum ziceau românii pe vremuri, teoria ca teoria, dar practica te omoară. Corect. În România făceam foarte multă practică, deci făceam, operam, eram, petreceam foarte mult timp cu pacienții, ceea ce în Statele Unite e un pic mai puțin, adică ei au foarte multă teorie și practica nu începe până târziu după ce termină facultatea. Deci în alt sens, eu când am venit în Statele Unite eram foarte bine pregătit din punct de vedere medical, chirurgical. Acum e o chestie. În România, încă o dată, s-a făcut foarte multă practică. În America, cum am luat examenele, cum ai spus și tu, era școala bună. Eu am avut, cum se numește, match, se numește aici. Adică am fost acceptat la New York University, care era urma 6 la, la Mount Sinai, nu? Exact, erau împreună. New York University, Mount Sinai era același program de chirurgie. De fapt, am început la New York University și am terminat la Mount Sinai, că erau, se numește, unite între ele. Da. Dar ce vreau să spun, era un program foarte greu de impact pentru americani de la școli foarte bune, deci de la, mă rog, UCLA, Stanford, Harvard, pentru că era considerat acum, mă rog, deci 94, deci acum peste 20 de ani, da? Și încă e considerat probabil unul dintre cele mai bune programe de chirurgie din Statele Unite. Și ei de obicei nu prea luau, de fapt nu prea luau, n-au luat niciodată, străini, foreigner, da? Deci ziceau nouă că suntem veniți din altă parte. Am fost pregătit bine și m-au acceptat și în momentul în care a intrat pe sistem american, ești americanizat. Deci asta m-a ajutat foarte mult, că am făcut specializarea la New York University Mount Sinai. După aia am făcut repartiție,
tot un fel de match din ăsta, adică am fost acceptat la UCLA pentru chirurgie cardiacă pe inimă și pe plămâni. Am făcut specializarea în Los Angeles și am lucrat o perioadă pentru UCLA și după am devenit șef la câteva spitale particulare și am fost, cum se numește, private practice, da? Și încă sunt private practice, dar lucrez în 7 spitale, sunt șef în 3 spitale, am un practice foarte mare, adică foarte, foarte ocupat și, mă rog, în câteva cuvinte asta, câteva multe cuvinte, da? Da. Asta este... Păi, ca să stau de vorbă cu tine, Alex, cred că ne-a trebuit cel puțin 4-5 ore, pentru că tu ai niște povești extraordinare. Știu că tu ești un tip foarte carismatic, adică nu numai profesionist, așa, deci ești un tip așa, cu un... aer hollywoodian, doar ai legat prietenii cu DiCaprio, Bruce Willis, Jack Nicholson, Warren Beatty, Steven Spielberg, Sylvester Stallone, care am înțeles că au beneficiat și ei de serviciile tale, doctor de inimă, adică i-ai tratat și pe ei, poate și din punct de vedere așa emoțional, că doar să nu uit de Bill Gates, care joci tenis cu picior, adică eu când vorbesc despre tine, le povestesc la prietenii mei de tine, zic, băi, zic, Alex este un tip prea tare. Dacă vrei să ne povestești de contactul tău cu aceste staruri hollywoodiene de care am amintit mai înainte. În primul rând vreau să spun că românii sunt oameni buni, serioși și foarte carismatici, deci vreau să-ți fac foarte... clarificarea că șmecherii și starurile din Hollywood nu sunt mai buni decât românii pe care știm noi, dar sunt mai bine cunoscuți. Deci, stând în Hollywood și, bineînțeles, din punct de vedere medical și, cum se numește, privacy în românește, deci chestie privată, nu pot să vă spun pe cine am trandat și... În particular, da, da, particular, da. Adică n-avem voie și nu se poate, nu e... Absolut, da? Da. Dar vreau să spun că am avut agențe cu foarte multe staruri, adică aproape toate, în sensul de la tenis, la ski, la curse de mașini, la foarte multe chestii de caritate care erau înainte de COVID. Ne vedeam cel puțin o dată pe săptămână la, cum ar fi, baluri de caritate, chestii unde, mă rog, eu dau discursuri și așa mai departe. Sunt petreceri, cum erau și în România, bineînțeles, că nu sunt aceiași oameni, cum înainte erau în București, la Snagova, aici sunt în Palm Springs și în Hollywood. Deci te vezi cu toată lumea pentru că stau aici și dacă faci treabă bună, lumea te sună, ei au telefonul meu celular și au vreo problemă, sună și eu îi ajutăm. Deci cam asta este ideea. Când ești, te cunoști, e ușor accesibil, ei dau telefon. Deci asta e ideea. Alex, care sunt calitățile unui doctor de succes aici în state? Pentru că tu ai reușit și vorba, ești contactat, te contactează ProTV, antenă din România tot timpul. Cum ai reușit să ajungi unii dintre cei mai apreciați chirurgi? Că tu faci operații pe inimă în general, nu? Care este secretul tău? E o dedicație? Ești disponibil tot timpul? Ești carismatic? Ești profesionist? Sau all of the above? E all of the above, deci tot despre ce ai vorbit deocamdată și în plus. Adică, eu am crescut într-o familie de doctori. Părinții mei erau doctori, sora mea e doctoriță, deci... Deci, ai fost puțin privilegiat din punctul ăsta de vedere. Adică, privilegiat în sens de... Nu în sens... Well, probabil un pic de sens financiar tu, dar nu uita, noi am crescut cu... $20 a month, $20 pe lună, știi? Adică nu pot să spun, nu se compară banii pe vremea comuniștilor cu banii care există în Occident, da? Mă refer privilegiat din punct al moștenirii genetice, Alex, știi? Exact, ai dreptate, aici vreau să spun. Bineînțeles, pentru că părinții mei amândoi mergeau la policlinică, la spital în fiecare zi, vorbeau despre pacienți, deci ai crescut cu chestia asta în fiecare zi, asculți, te duci la spital, te duci la servici, deci e de la o viață tânără, de la o vârstă tânără, știam că vreau să fiu doctor, da? Am fost în armată, după aia am făcut facultate de medicină, care, cum se spune, cum zici și tu, din punct de vedere genetic, adică am mers
mai ușor. Adică eram deja programat pe chestia asta. Erai din breaslă, erai din breaslă. Exact, da. Exact. Vocabularul și așa mai departe și orele, dar care este situația? Trebuie să ai talent, trebuie să ai, să ai mână bună la operație, dar foarte important e, trebuie să fii deștept, dar foarte important este munca. Munca. Adică, cum am ajuns, trebuie să fii carismatic, trebuie să fii available, deci cum se numește românește? Da, să fii disponibil la o disponibilitate. Dar uite care e situația, trebuie foarte, foarte, foarte multă muncă. Erau, eu, când am făcut specializarea, eu dormeam 8 ore pe săptămână. Nu 8 ore pe noapte, 8 ore pe săptămână. Adică vreo două ore pe incredibil. Zi. Nici. Două ore pe zi, erau nopți care nu dormeam deloc, opăram non-stop. Erau, dormeam 4-5 ore în 48 de ore. Deci asta a durat 5-6 ani de zile. Deci, fă-ți socoteala la câte operații am făcut și câți pacienți am făcut în 5-6 ani, în ritmul ăsta. Deci, asta este, trebuie nimic, dacă vrei să joci golf, eu nu joc golf, dar, mă rog, nu joc foarte mult, relativ. Dar vreau să spun, indiferent ce faci în viață, de la ski, la tenis, la operații, la, cum zic, concurs de mașină, seat time, adică trebuie să stai să mergi, este foarte multă muncă. Deci, dacă muncești, ai rezultate, simplu. Orice succes nu poate fi obținut fără sacrificii, nu? Bineînțeles, bineînțeles. Și eu cred că poporul român știe foarte bine chestia asta. Adică românii sunt oameni foarte buni, deștepți, întreprinzători, cum se numește. Și adică știi cum e, România a început, s-a născut în 1990 din... Eu nu cred că, eu nu cred că românii sunt cu nimic mai prejos, ba din contră. Noi am avut ghinionul să trăim în comunism vreo 50 de ani, dar nu cred că suntem cu nimic mai prejos și eu cred că, sincer, cred că suntem puțin deasupra americanilor. Ca... Absolut, exact același. Mulțumesc pentru că ai spus chestia asta, pentru că asta vreau să... să, cum se numește, să fac clar, da? Să, adică, da, evidențiez. Absolut. Românii nu sunt cu nimic mai jos, nu mai decât americani, decât nicio nație. Încă o dată, cum ai spus, adică România sunt la un nivel relativ înalt, începând, de fapt, din 1990. Nu numai că nu s-a făcut mult înainte de 1990, dar le-a cam pus, cum se numește, pețe în roate înainte de 1990, știi? Da. Deci, cum se numește, avantajul care alte țări l-au avut, deci, știi, au crescut altfel, au avut libertate și așa mai departe, România au primit chestia asta acum 30 de ani, da? Deci, cum se numește, saltul major făcut de atunci până acum este incredibil și românii trebuie să aibă credit pentru chestia asta. Și eu mă simt în coadă român, sunt cetățean român, adică mi-am rănit pe aceaport, adică colegii îți spun Dr. M, doctor român, nu? Așa te numesc, Dr. M, de la Mărmurean. Dr. Alex, știi cum, da. Da, și nu ți-a fost niciodată rușină de originea ta, nu? Adică pur și simplu n-ai ascuns, where are you from? Well, I'm from Europe. L-ai spus straight, I'm from Romania, nu? Tot timpul, le-am spus că my uncle was Dracula the Impaler, you know, da, da. So that's been the chirurg cardiac, I don't have a problem with blood. Dracula. Uite care e situația, niciodată nu mi-a făcut rușine, de fapt sunt foarte mândru. Absolut. Și plus că dacă faci treabă bună, ei sunt foarte, cum să spun eu, interesați și sunt foarte curioși despre România, adică de fapt nu cred și mă rog, ascultătorii tăi știu, nu avem de ce să ne fie rușine în român, trebuie să fim mândri de chestia asta, dar în general, nu numai că eu am făcut foarte clar chestia asta, dar încă o dată trebuie să ne mândrim cu faptul că suntem români. Absolut, că avem niște povești interesante și eu când le povestesc, de unde? Din Transilvania. Unde e Transilvania? Că majoritatea americanilor la capitolul geografie sunt corigenți, habar nu au. Deci trebuie să le explic, stai puțin, Europa, sunt 5-6 continente, zic România, East European, Transylvania, part of Romania, have you heard of Dracula's story? Și de aici încep să le leg și le spun legenda că a fost un prinț într-adevăr în anii, știi?
Păi, eu am dus la Govora, care era relativ aproape. Close to Dracula Castle. Da, da, da. Alex, o întrebare. Cum arată o zi obișnuită în viața ta de chirurg? Probabil încep la 6 și vii acasă la 10 seara. Parcă așa mi-ai spus tu acum vreo câțiva ani într-un interviu în formula asta. Da, de fapt e mai mult cam la miezul nostru, la 12 noaptea. Dar ai dreptate, adică mă scol 6-6 jumate, ajung la spital în jur 7-7 jumate, depinde. Operez 2-3 cazuri pe zi, câteodată același spital, câteodată 2-3 spitaluri. Am pacienți care trebuie văzut după operație, înainte de operație. Ai, cum se numește, chestii administrative de făcut. Da. Adică știi că sunt șef de spitale și pe vremuri mă duceam out la dinner, că da. Vorba aia nu putea, știi? Dar acum, de când cu COVID-ul, am învățat să fac fripturi, știi? Deci, ce ai învățat să faci? Să fac fripturi, cum se numește? Ce fripturi faci? Grill? Cotlet de porc? Da, grill. I go to, mă duc la Gelson, I buy the steak from there, iau steak-ul și îl... Păi da, mă, dar ce nu înțeleg eu la tine? Faci fripturi, dar tu nu bei, că o friptură merge bine cu un vin roșu, nu? Eu nu beau. Nu beau. Nu beau deloc. Eu sunt după, cum se numește, când am crescut, eram mic, eu nu beau alcool niciodată. Deci nu ating alcoolul, nu fumez, nu iau droguri, nu niciun fel de tentație. Da. Da, știi cum zic, the wine is good for the men when women drink it, știi? Adică... But it's also better when both are drinking the red wine. Even better. Alex, deci, cam asta e situația. Deci, în principiu, mănânc la spital, că acum nu prea mai ieși out. Dar tu ești cu diete, cu chestii, că tu te menții în formă, faci raliuri, faci tenis, adică, bun, am înțeles, nu bei, dar cum te menții în formă? Te duci la gym sau, că la spital n-ai timp să mănânci, îți iei sandwich-uri sau mănânci de acolo, de la cantina lor, sau ce, ai o dietă specială sau pur și simplu ce găsesc sau cum e? No special diet. Fii atent cum fac, fac în fiecare zi, aproape o oră, mă rog, jumătate de oră, în fiecare zi, workout, cum se numește, exercițiu, da? Da, faci workout at home sau ai acolo? Acum, acasă, că nu mai este... Știu, da, înainte te duceai la gym, da. Da. Fac acasă, știi, o oră pe zi în principiu, câteodată jumătate de oră, după o oră când am timp, încerc să mănânc, bineînțeles, nu mănânc fripturi tot timpul, o dată o săptămână, salate... Încerc să mănânc pe cât posibil, cum se numește, civilizat, adică în sensul că nu mănânci ouă și slăină, chestii de genul ăsta. Mă rog, în fiecare zi, da? Că se întâmplă, adică. Da. Deci, în principiu, încerc salate, mănânc, cum se numește, pe cât se poate, ăsta, sănătos. Și fac foarte mult workout și toate activitățile astea care le fac te țin în formă, da? Tenis, ski, chestii de mașină, deci ești, mă rog, ca în România, trebuie să facem sport, știi? Dar să știi, vreau să te întreb chestia asta, să nu-mi zici că nu-ți faci mămăligă. Auzi, mămăligă, mai mănâncă, eu nu știu să gătesc de niciun fel, deci nu mai ai fripturi știu să fac și eu. Dar mămăligă, când merg la restaurant românesc, mănânc mămăligă acolo. Păi știi cum e, mămăligă asta este the staples, adică chestia de bază în Oltenia, nu? Că cred că mămăliga s-a inventat în Oltenia, nu? Polenta, a, polenta. Da. Dar îi place, she's American, but she likes Romanian mămăligă. Da. Ești un tip atletic, sportiv, ai practicat și tenis în țară și aici în state, ai jucat tenis cu Bill Gates. Când ai jucat tu tenis cu Bill Gates și cum a fost? L-ai bătut? Tenis cu piciorul sau tenis de masă? Ce ai jucat? Am făcut tenis, mă rog, am jucat un pic fotbal cu piciorul, dar da. Tenis am jucat, sunt invitat, eu am jucat tenis de performanță în România. Sunt invitat la foarte multe turnee din astea, în Los Angeles și în Palm Springs. Deci când ești mai drăguț, știi să joci tenis civilizat, te învață lumea, știi? Te invita. Și noi am jucat niște meciuri împreună de dublu, eu cu el, împotriva altora, da? Și am câștigat, așa că am devenit prieten.
Dar zi-mi și mie, ce hobby-uri ai pe lângă tenis? Adică știu că tot postez pe Facebook cu raliurile, cu tenisul și cu schiul. Le ai chiar așa bine cu schiul? Am fost monitor, în predeală ai fost, zic eu, și în Sinaia. În armată, Green Beret. I've been at Green Beret for a few years. There, la Gimba. Păi Ghimbav e la 5 km de mine, că eu sunt din Brașov. Exact, eu am făcut armata la Ghimbav, la vânători de munte. De... Da. Cum ai zice aici, zic Green Beret, da? Da. Deci, I spent time in the army there, după aia am fost salvamontist la predal și după aia am fost monitor de schi la Sinaia, timpul facultație. Deci am schiat tot timpul, mă rog, 8-9 ani, mă rog. Eu am crescut la Govora, schiam și acolo, dar deci am făcut foarte mult schi. Și aici am o casă la munte, la Mammoth. Da. Și, mă rog, schiez în Europa, fac foarte mult helicopter skiing, mă duc în Elveția, în Alaska, peste tot. Absolut, îți citesc eu acum cam. Am o casă, ce mi-ai spus în interviu, am o casă în Mammoth Lake, un resort de iarnă, lângă Los Angeles, unde merg la schi de fiecare dată când timpul permite. Și din când în când mai dau o fugă și în Alaska, unde mă dau cu elicopterul și schiez, nu? Exact. În Alaska și anul trecut am fost în Elveția, heliskiing, foarte, foarte interesat de Zermatt. Adică punte serios acolo. Și știu că în România ți-au plăcut rările foarte mult și microbul ăsta se pare că l-ai transplantat și în America, unde particip la cursă pentru Porsche, Lamborghini. Eu tot vă poste, dar zic, nu mă pricep, zic, care-i treaba, dar văd că tu ești tare și pe domeniul ăsta cu raliurile, dacă vrei să ne zici câteva cuvinte. Am câteva mașini de curse și concurez, mă rog, am echipa mea și concurez pentru cu alte câteva echipe foarte bune din Statele Unite, Flying Lizard este una dintre ele și am câștigat un championship, cum se numește, sunt campion în 2020 la o serie foarte bună, foarte tare de GT3 se numește, deci care sunt cele mai bune factory race car, deci mașini de curte făcute de la comandă, de uzină, custom, la comandă, nu? Exact, de uzină, astea sunt mașini de profesioniști, da? Da. Și eu am câștigat în 2020, cum se numește, campionatul. Ce premiu ți-au dat, Alex? Ce premiu ți-au dat? Mi-au dat, cum se numește, vaze și medalii. Da. Deci nu, nimic financiar, nu? Nimic. Adică, tu o faci pentru dragul sportului, nu pentru premii. Bineînțeles. Da. Plus că am făcut Baja 1000, Baja 1000 de mile, deci alerg în deșert. Curse de deșert, cum e Paris-Dakarul, da? Da. Care este Mexic, se numește Baja 1000, Baja 1000 de mile. Plus că sunt tot felul de chestii de mașini, deci de la prototype, la Porsche, Lamborghini și așa mai departe. Alex, ai doi copii extraordinari. Nick, care știu că a fost ofițer în forțele navale. Apropo, am fost și eu, am făcut și eu o chestie acum 20 de ani, am fost și eu în National Guard, dar nu la nivelul... Și mai ai o fiică, Alexandra, care este o mare iubitoare de fotbal. Cred că... Nu știu, s-au moștenit și ei virusul medicinei sau ei cu ce se ocupă? Pentru că știu că fiica tata a jucat și Național României de fotbal la un moment dat, nu? Alexandra. Da, a fost recrutată, s-a antrenat cu ei, o echipă, apropo, echipa de fete a României foarte, foarte bună, extraordinare fetele, dar antrenorii au fost foarte entuziasmat, da? Foarte, nu vreau să zic mira, că românii sunt fotbaliști, au crescut cu fotbal în sânge, dar niște oameni extraordinari, deci antrenorii foarte, foarte competenți. Mă rog, fie mea a terminat, a avut, cum se numește, scholarship, deci a făcut bursă, colegiu, bursă. Bursă, recrutată de echipe de fotbal din top 10 din America și acum lucrează pentru o companie în San Francisco, Deloitte se numește, și bineînțeles, face sport în continuare, dar muncește foarte mult, că e la început. Da. Fiul meu este ofițer naval, ofițer armată americană, Navy. Da, Navy. Apropo, fiul meu a jucat foarte bine, a fost în echipa aceea la România, americanilor, pentru colegii, pentru rugby, deci el n-a făcut fotbal american, a făcut rugbyist. Da, rugby aici în America nu prea e cunoscut, adică e cam mai... Exact, mi-a plăcut rugby, a avut, cum se numește, român
gene românești, da? Da, dacă se ducea în Australia sau New Zealand, acolo e, știi cum e, să ia să întoarc cu rugby. Da. Zâmi și mie, spune și mie un sfat pentru tinerii români care vor să ajungă în America și să încerce o carieră medicală. Ce l-ai putea spune? Deci, cu speranță, numărul unu, adică nu să se, cum se numește, nu poate să se dea bătuți, să ascultă lumea care zice e greu, nu se poate, deci lumea trebuie să spere, trebuie să muncească foarte, foarte mult și, cum se numește, sunt mult mai multe posibilități la ora actuală, în 2020, de fapt în 2021, în curând, decât erau pe vremea în care am plecat eu în 90, da? Deci, baftă, muncă și, cum se numește, persistență, da? Da, exact asta mi-ai spus și tu în interviu, căci că este foarte greu, dar nu imposibil. Multă dedicație și în tot timpul ai lăudat școala medicală din România și i-ai sfătuit că ar fi bine să studieze niște cărți de specialitate din state. Muncă, muncă și multă muncă este cheia succesului, această chestie care mi-o spui și acum. Spune-mi, Alex, acum că trăim printr-o perioadă foarte nasoală cu COVID-ul, știu că în Los Angeles e foarte nasol. Cum e acolo și ce părere ai tu despre toată pandemia asta? În primul rând, adică, ce să spun, noi vorbim acum sâmbătă, deci niciodată Los Angeles și California n-a trecut printr-o perioadă mai grea decât zilele, pentru că este foarte mare surge. Acum, asta este foarte complicat. Partea mai bună că nu toată lumea moare, deci este o boală foarte grea, dar se poate trata. Mă rog, persoane mai în vârstă care au probleme medicale, eu să fie un pic mai complicat de situația. Ce se spune? Trebuie să poartă lumea mască, să stea acasă și vaccinurile o să apară de fapt de săptămâna viitoare. Mă rog, nu la toată lumea, o să dureze probabil 6 luni. Da, 6 luni, da. Toată lumea trebuie să stea în banca lor și este o problemă, nu numai că chiar dacă anumiți indivizi, individual, nu ia boala sau poate să o carry, cum se numește, poate să o aibă, ci să dea la o lume mai bătrână. Da, deci, părerea mea este toată lumea atentă și în America și în România, deci după reguli, te speli pe mână, stai acasă, pui masca, aștepți că în câteva luni, un an, o să fie totul bine. Da, asta e situația. Da, pentru că și când a fost Spanish Flu, tot așa, a durat 1918-1920 și totuși atunci n-aveau cuceririle astea avansate care le avem acum. Tu ai prietenul ăsta al tău în Craiova, doctorul Ionache sau cum îl cheamă? Ionache, da, a făcut facultatea la Craiova, de fapt el stă în Las Vegas. Las Vegas, da, face medicină infecțioasă. Este epidemiologist, nu? Și el a tot postat niște chestii. Spune-mi chestia asta, el a postat o chestie. Dacă faci gargară cu apă oxigenată și cu apă de gură, poate să prevină într-un fel chestia asta? Ai văzut și tu chestiile care le-a postat el? Lumea zice, nu știe nimeni precis. Adică, problema e ca românii, ca oltenii, adică știi care să-ți ia. Ce problema ai dacă faci chestia asta? Deci nu pierzi nimica, da? Deci părerea mea, dacă te interesează, faci gargar, acum nu știe nimeni dacă merge sau nu merge, sigur, da? Dar nu e nimic de pierdut. Da, it doesn't hurt, adică nu-ți face nicio... Da. Spune-mi, Alex, în țară când mai ajungi? Când am timp, nu știu, îmi face plăcere tot timpul să mă duc în România, dar n-am fost de zile, aproape de 4-5 ani, de fapt. Da. Face mare plăcere, aștept să mă duc când s-o mai liniști cu chestia cu COVID. Nebunia. Și am un pic de timp, mi-a face plăcere să mă întorc. Și câteva zile. Și planuri de viitor, care ar fi așa? Viitor apropiat și cel îndepărtat? Mă duc la schi de anul nou, mă rog, pacienți foarte mult, foarte, foarte, foarte ocupat. Vreau să mă duc helicopter ski în Alaska în martie, pentru că sper să fiu vaccinat până atunci. Dacă nu sunt vaccinat, nu mă duc. Dar deocamdată cam asta e. Și după aia o să vedem, știi cum e cu vara. Da. De obicei merg în Europa 2 săptămâni, dar cam asta e. Foarte multă muncă. Trebuie să, cum se numește, să stai la zi
munca, da? La curent. Da. Și joc tenis, mă rog, schiez mașini în continuare, asta, cu mască, știi? O viață sănătoasă. Mens sana in corpore sana. Da. Alex, îți mulțumesc foarte frumos că ne-am auzit. Ar fi foarte multe de spus, adică știu că ești foarte ocupat și sper odată să ne și revedem și poate mă duci pe mine odată în viitor la unde mergi tu, la Oscaruri acolo, să-i văd și eu pe starul hollywoodiene, faci tu mie o intrare în pile. Cere, dar deocamdată să stea liniștit că n-ai pierdut nimica, nu există, nu se întâmplă nimica. Nu sunt petreceri, nu e listă. Absolut, asta zic pentru următorul cincinal, știi? Exact, cincinalul viitor, da. Da, Alex, îți doresc multă sănătate și să ne auzim și să ne revedem cu bine. Mulțumesc pentru această plăcere, dragi românii ascultători. Pa, numai bine.